Rispe paispe. Antreprenoriat, educație, fonduri europene, sănătate, economie. În fiecare zi de joi ne întâlnim pe frecvența Radio Sud ca să dăm raportul zilei. Raportul zilei cu Mihaela Mocanu la Radio Sud. Bună ziua, bine v-am găsit, așa cum cred că v-am obișnuit deja, în fiecare zi de joi la ora 13 dăm împreună raportul zilei. O săptămână destul de agitată, timpul se pare că se îndreaptă, să sperăm că și vremurile. Noi ne-am propus astăzi să discutăm despre mult discutata și controversata legea grațierii, care a fost respinsă în plenul Senatului și care a făcut deja victime astăzi prin intermediul telefonului pe unde, pe 97.4 FM Radio Sud Craiova la raportul zilei. Vor fi alături de noi jurnaliștii Liviu Avram, Cristi Pantazi, Ondin Gherguț și nu în cele din urmă jurnalistul Mircea Marian. Ne-am propus împreună cu dumneavoastră să înțelegem foarte bine ce presupune această legea grațierii, care sunt efectele ei dacă va trece până la urmă de Senat, deși de cele două camere, deși se pare după ultimele declarații de ieri că nu vom avea parte de așa ceva. Însă dumneavoastră ne puteți trimite ca în fiecare zi de joi, pe tronsonul orar 13-14, părerile dumneavoastră prin SMS la numărul de telefon 0730-888-988. Acestea fiind zise, eu cred că este timpul să trecem la discuții și îl avem prin telefon alături de noi pe jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul. Îi spunem bună ziua și începem cu tirul întrebărilor. Bună ziua, bine ați venit! Această lege a grațierii a ridicat multe semne de întrebare controversată. Au fost două săptămâni de foc. Eu zic să începem un pic cu ceea ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni și cu șirul evenimentelor, ca ascultătorii noștri să înțeleagă foarte bine ceea ce s-a întâmplat în Comisia Juridică și în plenul Senatului, și apoi vom vorbi și de ultimele declarații date ieri și de schimbarea șefului Comisiei Juridice și a liderului PSD din Senat. Care a fost șirul evenimentelor, începând de acum două săptămâni? Șirul evenimentelor nu a început acum două săptămâni, a început în ziua de 18 ianuarie, dacă ne aducem bine aminte, când guvernul avea pregătite două proiecte de ordonanță de urgență, unul privind grațierea și unul privind modificări la codul penal și codul de procedură penală, ambele scandaloase, care au fost topate de la adoptare de către președintele Iohannis. Iar ulterior, proiectul de lege privind grațierea a fost elaborat de Ministrul Justiției ca proiect de lege trimis în Parlament într-o formă de asemenea scandaloasă, ce a atras protestele sutelor de mii de români. Iar după schimbarea Ministrului Justiției, noul ministru a elaborat un nou proiect de lege, mult mai cumpătat, care a ajuns la Parlament. Și unde acum două săptămâni, domnul Șerban Nicolaeș, șeful pe atunci al Comisiei Juridice din Senat, nu că a adus amendamente, ci a rescris practic întreaga lege, readucând în textul ei prevederile care au revoltat mii de români și care vizează în principal grațierea faptelor de corupție și a infracțiunilor de serviciu, abuz în serviciu, neglijență în serviciu și așa mai departe. Ulterior, la intervenția cel puțin aparentă a domnului Dragnea, amendamentele domnului Șerban Nicolae nu au mai fost adoptate. Voința politică pare să fie adoptarea legii în forma propusă de către domnul Tudorel Toader, ministrul Justiției, iar domnul Șerban Nicolae, pentru intenția sa, și-a pierdut atât funcția de șef de grup al senatorilor PSD, cât și șefia Comisiei Juridice. Iar acum proiectul de lege, după părerea mea, a ajuns într-o fundătură
pentru că însuși domnul Dragnea se întreabă dacă acest proiect de lege mai este oportun. Și privind acum retrospectiv seria evenimentelor, putem constata că, de fapt, legea aceasta a grațierii a fost doar un pretext pentru deservirea unor clienți politici. S-a vehiculat mult timp, luni în șir, o informație falsă, conform căreia CEDO, dacă nu dăm această lege și nu depopulăm penitenciarele, ne va da o amendă de 80 de milioane de euro pe an, ceea ce s-a dovedit a fi o minciună. Sentința CEDO s-a dat acum vreo două săptămâni și nu a fost vorba de niciun fel de amendă, prin urmare dispărând motivul principal care a fost invocat public pentru această lege, a dispărut și necesitatea, oportunitatea de a o adopta. Se grațiază fapte sau pedepse? Și aceasta este o întrebare și am înțeles că este o hotărâre a Curții Constituționale din anul 2003 și... Da. În 2002, Guvernul Năstase și Parlamentul de atunci au promovat o lege de grație în care se grațiau pedepsele definitive acordate până la o anumită dată. Curtea Constituțională a invalidat această soluție legislativă de următorul motiv. Dacă doi oameni au comis aceeași faptă în aceeași zi și unuia i s-a judecat mai repede procesul și a primit sentință definitivă și s-ar fi bucurat de grațiere, cel căruia nu i se terminase încă procesul ar fi fost discriminat pentru că din cauza faptului că procesul său a durat mai mult, nu ar fi urmat să beneficieze de grațiere. Și curtea a spus că este neconstituțională o asemenea soluție. Prin urmare, legea a fost completată după decizia curții și s-au grațiat faptele comise până la o anumită dată, trecută în lege. Prin urmare, soluția de a se grația fapte și nu pedepse derivă din acea decizie a curții constituționale. Important este ca legea să prevadă o dată până la care ar fi urmat să fie comise faptele ce se grațiază. Din punctul dumneavoastră de vedere, această lege a grațierii, așa cum se află ea în acest moment, este un subiect închis? Sau se va continua sub o formă cred sau alta? Cred că este un subiect pe cale să se închidă. A fost o tentativă de grațiere a unor clienți politici, aceasta a eșuat, și din acest moment a dispărut interesul pentru promovarea unei asemenea legi. Ea probabil că va fi ținută în adormire în Parlament și eventual ar putea fi resuscitată în momentul în care Ministrul Justiției vine și cu măsuri adiționale de rezolvare a situației reale din penitenciarele românești. Dar numai grațierea unor infractori, unor condamnați, nu rezolvă problema depopulării penitenciarelor. Pârghiile de rezolvare a acestei probleme sunt în altă parte. Și avem la dispoziție o perioadă de grație de 6 luni, așa cum ați spus, nu o amendă, ci un termen de grație de 6 luni în care să fie executat un plan... prezentat un plan de rezolvare a acestei probleme, care, pe lângă și o posibilă grație, nu exclud de planul. Dar pe lângă asta trebuie venite și cu alte lucruri, amenajarea unor altor facilități de detenție, ori construirea de noi penitenciare. Deci trebuie un efort bugetar bun care trebuie făcut, fără doar și poate, pentru că CEDO a dat o sentință destul de rezonabilă, nu ne-a pus cu spatele la zid să rezolvăm într-un fel sau altul această problemă. CEDO vrea să vadă că există voință de rezolvare a acestei probleme și un plan concret și aplicabil, evident. De ce credeți că a fost sacrificat Șerban Nicolae? Avea o atitudine destul de sigură. Da, cred că a fost sacrificat de dragul imaginii politice, pentru că domnul Dragnea s-a trezit că decontează faptele lui Șerban Nicolae. Câtă vreme domnul Dragnea nu s-a delimitat de la bun început de inițiativele domnului Șerban Nicolae, ce a făcut-o doar după ce a văzut că lumea a ieșit din nou în stradă, cred că s-a speriat și ca să nu
să curne această bănuială că a fost în conivență cu domnul Șerban Nicolae, a luat această decizie politică în sânul partidului, ca să se delimiteze de domnul Șerban Nicolae. Vă mulțumim foarte mult pentru toate detaliile și informațiile pe care le-ați adus la cunoștința ascultătorilor noștri și vă dorim să aveți o zi bună în continuare. Bună. Numai bine, rămânem în continuare alături de Radio Sud pe frecvența 97,4 FM. Ați văzut foarte bine, după ce a fost întoarsă în plenul Senatului către Comisia Juridică, legea grațierii a adus foarte multe controverse. Liderul grupului PSD din Senat, Nicolae Șerban, dar și președintele Comisiei Juridice și-a pierdut funcția. Liderul PSD a declarat, Liviu Dragnea a declarat că nu consideră oportună în acest moment legea grațierii și membrii Comisiei Juridice din Senat a declarat ieri nu au avut mandat de la partid să susțină grațierea faptelor de corupție, au fost și poziții publice ale mele, spune Liviu Dragnea, care din păcate nu au fost respectate. Tot Liviu Dragnea declară că a ridicat această problemă pentru că trebuie să se gândească foarte serios dacă mai este oportună în acest moment această lege. Poate eventual rezolva o parte din cauze, din efecte, nu din cauze. Trebuie să ne gândim serios dacă ea va mai fi introdusă pe ordinea de zi a celor două camere sau să treacă prin comisiile juridice. Noi avem o nouă opinie, un nou jurnalist este alături de noi și de voi pentru a înțelege foarte bine ceea ce s-a întâmplat în aceste zile cu legea grațierii, pentru că este un lucru care a ridicat multe semne de întrebare și multe voci, ba mai mult, oamenii au ieșit din nou în stradă. Este alături de noi jurnalistul Cristi Pantazi. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. În primul rând trebuie spus că acest proiect al legii grațierii a fost adoptat de guvern, el fiind lucrat de fostul ministru al justiției Florin Iordache. El și-a început parcursul mai lung în Parlament până când a ajuns acum în dezbaterea Senatului. Iar trebuie spus că proiectul acesta al legii grațierii nu are neapărat legătură cu ordonanța de urgență 13, ci este complementar, practic, încercării de atunci a guvernului de a da o mână de ajutor penalilor de la vârful politicii. Proiectul de lege a grațierii a plecat de la guvern către Parlament într-o formă destul de benignă, destul de nevinovată, să-i spunem așa. El prevăzând grațierea diverse fapte fără mare impact social, mici furturi, infracțiuni fără violență, fără corupți și așa mai departe. Problema cu proiectul legii grațierii a apărut odată cu amendamentele depuse de Șerban Nicolae de la PSD și de Traian Băsescu de la PMT în Comisia Juridică din Senat în urmă cu două săptămâni. A fost un vot pe aceste amendamente care vizau tocmai grațierea corupților. În acel moment a existat o nouă ieșire în stradă de mai mici dimensiuni, e adevărat, atât în București cât și în alte orașe din țară. Oamenii s-au revoltat pentru că au văzut cum din nou politicienii, sub pretextul grațierii unor necesității de a descongestiona penitenciarele, de fapt introduc în proiectul legii grațierii măsuri care să le profite corupților. Un comunicat de acum două zile al sindicatului angajaților din penitenciare arăta că, potrivit datelor statistice și practicii din alte state care au făcut grațieri, cam 70% din cei grațiați se întorc într-un an în penitenciare pentru că recidivează. Cu alte cuvinte, această măsură a grațierii nu și-ar atinge scopul pentru care ea a fost gândită. Dacă vă aduceți aminte, în ianuarie, când vorbeau
când guvernul și parlamentul și coaliția PSD-ALDE vorbea despre grațiere, motivul era următorul, că România are penitenciarele supraaglomerate și că urmează să luăm o amendă mare de la CEDO. Ei bine, CEDO a dat decizia pilot în urmă cu o lună, în care a spus următorul lucru, nu vă dăm nicio amendă, deci nu există acea amendă pe care o invocau la începutul anului, PSD-iștii, și CEDO a spus, nu vă dăm amendă, dar aveți 6 luni. Nu spunea, aveți 6 luni ca să rezolvați problema din penitenciare, că e un termen, ar fi fost un termen nerezonabil. Nu, a spus, veniți, aveți 6 luni ca să veniți la noi cu un plan pentru rezolvarea acestei probleme. În acest plan poate să încapă orice, de la construcția de noi penitenciare până la renovarea celor existente și așa mai departe. Bun. Deci a dispărut această motivație, această urgență a grațierii, odată ce CEDO nu a anunțat niciun fel de amendă și nu a cerut explicit niciun fel de grațiere. Au lipsit câțiva senatori membri ai Comisiei Juridice, unul dintre ei fiind chiar Alina Gorghiu, doar că votul care luat după ce a existat acea reacție publică și după ce Liviu Dragnea, cel care susținuse la începutul anului grațierea, s-a opus și el amendamentelor din Comisia Juridică. A fost o reluare a votului, a fost scandalul pe care îl știți cu Șerban Nicolae, care a fost înlăturat de conducerea PSD din ambele poziții de conducere. Și am mai observat o repoziționare la 180 de grade a lui Liviu Dragnea. El a spus că trebuie să se gândească foarte serios dacă nu cumva e nevoie să renunțe la proiectul legii grațierii. Repet, e o întoarcere la 180 de grade față de declarațiile lui Liviu Dragnea de la începutul anului. Dar această răsucire cu 180 de grade are și o explicație. La începutul anului, proiectul de grațiere pe care îl prezentase Florin Iordache în dezbatere publică și care e diferit de acest proiect care e acum în Parlament, așadar acel prim proiect privind grațierea și care era un proiect de ordonanță de urgență, l-ar fi ajutat pe Liviu Dragnea. Îi grația pedeapsa de închisoare cu suspendare pe care el o are acum în dosarul referendumului. Acel proiect a fost modificat, ori proiectul care există acum, în momentul ăsta, în dezbaterea Senatului, nu-l mai ajută pe Liviu Dragnea. Ea nu-și mai are rostul. Nu-și mai are rostul pentru că nu mai există o urgență a decongestionării penitenciarelor. Sigur, guvernul trebuie să facă ceva cu situația din penitenciare acolo unde ea este critică, dar, repet, nu mai este o urgență, nu mai este nevoie de această grațiere. Și mai e ceva. Proiectul legii grațierii prevede grațierea nu doar a pedepselor, ci a faptelor. Aici e o întreagă discuție, destul de teoretică, dar ea s-ar rezuma în felul următor. Nu sunt grațiați doar cei care au făcut anumite fapte și sunt acum condamnați, sunt în penitenciar, ci sunt grațiați și cei care eventual sunt judecați în momentul ăsta pentru fapte de acestea, de mică hoție și așa mai departe, și al căror proces este pe rol. Ceea ce înseamnă că vor fi grațiați oameni care în momentul ăsta sunt judecați și ar putea fi condamnați peste o lună, două luni, trei luni, un an sau doi ani. De ce această precizare, de ce a apărut în proiectul de lege că se grațiază faptele și nu pedepsele? Pentru că e o decizie a Curții Constituționale din 2003 care spune lucrul ăsta, că nu pot fi grațiate pedepsele și faptele. Deci e o încurcătură juridică, să-i spunem așa, greu de explicat, greu de înțeles, dar cert e că această prevedere, această decizie a Curții Constituționale, repet, din 2003, face ca proiectul legii grațierii să fie și mai greu de adoptat și de aplicat. Tocmai de aceea, și având în vedere și declarațiile ale lui Liviu Dragnea, devine tot mai greu de crezut că legea grațierii va fi votată de Parlament. E o probabilitate foarte mare că ea să fie retrasă sau trântită la vot. La cum arată lucrurile în momentul ăsta și la, uitându-ne la schimbarea 180 de grade a lui Liviu Dragnea, aș spune că sunt șanse mari ca legea grațierii să nu mai treacă. Raportul zilei cu Mihaela Mocanu la Radio Sud. Vă reamintesc că sunteți pe frecvența 97,4 FM, raportul zilei. Așa cum
Ați auzit, a spus și colegul de la Hot News, Cristi Pantazi, reprezentanții sindicatului din Administrația Națională a Penitenciarelor susțineau că, drept urmare, acest proiect de grațiere, dacă se aprobă, nu rezolvă problema supraaglomerării. În continuare va fi nevoie de cel puțin 7500 de locuri de deținere, iar condițiile din penitenciare nu vor fi îmbunătățite în lipsa unor acțiuni concrete de modernizare și construcție în penitenciare. Discutăm mai departe, este alături de noi colega noastră Ondin Gherguț. Bună ziua, bine ați venit alături de ascultătorii Radio Sud Craiova. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Această lege a grațierii a născut foarte multe controverse, a fost un șir de evenimente. Aș vrea să, pe scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, care a fost șirul evenimentelor care a adus aici și unde credeți că se va merge mai departe cu această lege și care sunt vulnerabilitățile ei? Guvernul Grindea, nu, instalat după alegerile din decembrie anul trecut, a inițiat două proiecte de ordonanță de urgență, pentru că și acest proiect de lege inițial a fost ordonanță de urgență, pe care a încercat să le promoveze, dacă ne aducem aminte, în data de 18 ianuarie, într-o ședință secretă, și dacă nu se ducea președintele României acolo, cei doi elefanți, cum a supranumit președintele țării cele două ordonanțe de urgență, cel mai probabil ar fi fost adoptate de guvern atunci și promulgate. Prezența președintelui la acea ședință de guvern a agitat spiritele și a dus oamenii în stradă, dacă ne aducem aminte, dar pe bună dreptate, pentru că niște ordonanțe de urgență nu se promovează noaptea, nu se promovează fără să fie trecute pe agenda guvernului și nu se promovează fără dezbatere publică. Poftiți? Zic fără dezbatere publică. Asta fără dezbatere publică și fără avizul CSM, pentru că afectează și activitatea magistraturii. O eventuală lege a grațierii, asta înseamnă că există judecători care trebuie să se ocupe de toate condamnările date în această țară pentru a analiza dosarele și pentru a aplica legea a grațierii. Asta înseamnă muncă în plus și trebuie reorganizată activitatea magistraturii. De aceea este necesar avizul CSM-ului. Revenind, atunci premierul Grindeanu a promis, ca și ministrul justiției de atunci, Florin Iordache, amândoi au promis că nu vor promova niciun text de lege fără dezbatere publică. Iată însă că pe 31 ianuarie, seara, fără a trece de asemenea pe agenda guvernului, la supliment de texte, de propunere, a trecut ordonanța 13 care modifica texte din codul penal și din codul de procedură penală și practic dezincrimina fapte de corupție și un proiect de lege prin care se grațiau pedepse. Acum noi suntem la capitolul grațierea pedepselor, pentru că după cum prea bine știm, după șirul acela de mitinguri de sute de mii de oameni în stradă, ordonanța 13 a fost abrogată de Parlament, pentru că fusese deja publicată în Monitor oficial și nu se putea decât prin abrogare de către Parlament renunța la acest text legislativ. Ei, proiectul de lege a ajuns la Parlament sub forma unei ordonanțe de urgență. În discuția parlamentarilor în Comisia Juridică, după cum prea bine știm, s-au propus o mulțime de amendamente. Aceste amendamente au agitat iar opinia publică, pentru că, practic, grațiau și pedepse de corupție, între care darea și luarea de mită, traficul de influență și așa mai departe. Și abuzul în serviciu. Poftiți? Și abuzul în serviciu. Și abuzul în serviciu, evident. Durerea lor cea mare. aceste amendamente nu făceau altceva decât să exonereze de pedeapsă și, mai grav, să exonereze de plata prejudiciului pe cei care le-au comis, mărindu-se termenul în care puteau plăti prejudiciul. În mod normal, atunci când grațiez pe cineva, când este cineva grațiat, înainte de a fi grațiat, trebuie să plătească prejudiciul. Este, era o condiție sine qua non a grațierii. Acum, în proiectul trimis de guvern la Parlament, se punea termenul de un an în care se putea plăti prejudiciul și după amendamente s-a mărit termenul la 2 ani. Ca să nu mai spunem că
grațiau și pedepse precum incestul. Aveam acolo incestul, furtul calificat, o mulțime de infracțiuni la codul rutier, dintre care unele destul de grave. Aveam reducerea cu jumătate la pedeapsă pentru vârsta de peste 60 de ani, indiferent de infracțiune. La amendamente s-a propus grațierea tuturor pedepselor pentru cei care au avut peste 70 de ani. Și după cum prea bine știm, aici se înscriau politicienii de lux, penalii de lux ai României, politicienii aflați acum în pușcărie. Din toată această tevatură, ce se observă? Că, de fapt, parlamentarii au avut un singur obiectiv, parlamentarii puterii, să-și dea legi care să le slujească intereselor lor personale. Că altfel nu ne explicăm de ce, înainte de a aproba bugetul de stat, care era o urgență, că eram întârziați, era ianuarie, au aprobat o ordonanță de urgență de dezincriminare a faptelor de corupție și au aprobat un proiect de grațiere. Acest proiect de grațiere este complementar unui alt proiect de lege la care lucrează zilele acestea parlamentarii noștri, și anume la modul în care se execută pedepsele. Regulile de executare a pedepselor. Știm foarte bine că ce au propus iubiții noștri parlamentari, ca la 30 de zile de stat în condiții de detenție precare, să zicem, sau care nu sunt conforme cu standardele europene, că multe dintre condițiile noastre de detenție sunt mai bune decât condițiile din școli și din spitale, dar asta este altă poveste. Ei, să beneficieze de 6 zile, au mărit de la 3 zile, 6 zile libere la 30 de zile, și le-a mai oferit și posibilitatea de a-și cumpăra zile de eliberare, ceea ce este o aberație. Și te trezești cu oameni care au săvârșit infracțiuni extrem de grave, care reprezintă un pericol social real, că vor fi eliberați din închisoare. Poftiți? Zic asta, zic că vor fi eliberați din închisoare. Vor fi eliberați, da. După cum vedem, singura lor preocupare este să poată să dezincrimineze niște fapte, și știți prea bine că vor să dezincrimineze și faptele aleșilor, cum sunt primari, președinți de consilii județene, ordonatori de credit care pot emite acte normative și să nu mai răspundă penal pentru actele normative, să răspundă doar specialiștii din primării, din consilii județene, din prefecturi și așa mai departe. Este iarăși aberant, pentru că se știe, șeful instituției dă ordinul. Dacă ești un economist în instituție, nu execuți ordinele șefului, îți găsește el un pretext să-ți rezilieze contractul de muncă. Se cunosc metodele. Iată că aleșii noștri nu fac altceva decât să-și aranjeze legislația în interes propriu. Interesele proprii sunt îmbogățirea peste noapte și să fie protejați de răspunderea penală și de plata prejudiciului. Să mai reținem un fapt, au redus pedepsele foarte mult și în noul cod de procedură penală și vor să reducă și mai mult pedepsele acum prin modificările legislative, tipurile care să alinieze la indicațiile, la deciziile Curții Constituționale. Și vor să reducă pedepsele, după cum prea bine știm, de la 7 ani abuz de un serviciu, vor să-l facă la 3 ani, nu? Da. De ce? Pentru că de la 4 ani încolo se aplică confiscarea extinsă a averilor. Prin astfel de modificări legislative își protejează și averile aleșii noștri. Confiscarea extinsă înseamnă că ți ia la puricat toată averea, că se controlează inclusiv averea din străinătate și din conturi din străinătate, că există mecanisme internaționale prin care poți afla destul de repede ce proprietăți deține un personaj sau altul în străinătate și ți le confiscă dacă nu le poți justifica cu plata impozitelor pe veniturile, pe bunurile respective. Cu asta se ocupă aleșii noștri, din păcate. Și după cum vedeți, după ce și-au mărit și indemnizațiile, că au mărit indemnizații pentru primari, pentru toți aleșii și pentru toți numiții, acum vin cu impozite. Impozitele astea pe gospodărie înseamnă angajarea a câți? 30.000 de noi. 30.000 de noi, da, 30.000 de noi funcționari. Da, cărora să le dea salarii de 10.000 de lei și au... Ce vor să facă? Pe lângă impozitul pe gospodării, care este o harababură absolut totală și este și dublă impozitare, să vor să impoziteze până și pensiile orfanilor.
au lansat asta pe piață pentru a testa piața, că domnul Nicolicea ne-a spus foarte clar că ei lansează pe piață diverse... Testează opinia publică. Pentru a vedea reacția oamenilor. Ori oamenii nu-și pot da seama că nu stăm. Noi am ajuns acum să fim paznici, noi ca jurnaliști, hai, înțelegem, este menirea noastră să fim câinii de pază ai puterii, da? Dar cetățenii nu pot să stea să urmărească. Cetățenii i-au ales pentru a le reprezenta interesele în comunitate. Ori ei până acum n-au făcut nimic din programul de guvernare. Din punctul pe lângă programul de guvernare și pentru a-și apăra doar interesele personale. Din punctul dumneavoastră de vedere, acest proiect de lege, ca și celebra ordonanță 13 și tot parcursul acesta, pentru că efectiv totul a început din luna ianuarie, credeți că este un subiect închis sau se nu, va... Nu va fi un subiect închis până când nu-și vor atinge țintele. Ei pentru asta au venit la guvernare, asta le-au propus în particular, dar nu în programul de guvernare. Primarilor lor, și președinții lor, baronii locali, asta așteaptă pentru ca să poată să folosească banii publici și banii comunitari așa cum vor ei, fără răspundere penală. Nu cred că va fi un subiect închis. Și nu uitați că toate aceste ținte ale lor sunt complementare și cu alte acțiuni. Uitați, cu intimidarea magistraților, intimidarea judecătorilor, cum se face? Prin proiectul de lege de răspundere materială a magistraților, în condițiile în care magistrații au deja 3 texte de legi prin care răspund, chiar și material, pentru faptele lor, pentru greșelile lor. Deci există 3 texte de lege. Este legea 303/2004, este codul civil și codul penal, care se aplică tuturor cetățenilor. Iar legea 303 este specială pentru magistrați, pentru răspunderea magistraților prin statutul, încălcarea statutului lor. Deci există texte de lege care să îi pedepsească pe magistrați. Ei bine, ei vor o lege suplimentară pentru a-i intimida. Pe urmă, au creat această comisie de anchetă pentru intimidarea DNA-ului, pentru că a intimidat șefa DNA, care este recunoscută ca fiind o luptătoare împotriva corupției, intimidează și pe ceilalți procurori. Spuneți-mi și mie, în ultimele 2 luni, ce mari dosare a scos DNA-ul? N-a mai scos nimic. Este pentru... De ce? Pentru că li s-au luat instrumentele de lucru și sunt intimidați zilnic. Practic și-au atins o mică părticică din țintă. Toate aceste acțiuni sunt concertate. Este un asalt al penalilor, politicienilor penali asupra justiției. Eu așa cred. Vă mulțumim foarte mult, doamna Odin Gherguz, că ați fost în această zi alături de noi și foarte bune lămuririle dumneavoastră. Sunt sigură că au ajuns la ascultătorii noștri. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim să aveți parte de o zi extraordinară în continuare, mai liniștită, zic. Da, mulțumesc mult de tot și să avem toți zile liniștite. Mulțumim. Să ne dorim. Mulțumim și noi. La revedere. Rămânem în continuare pe frecvența 97,4 FM, zile extrem de grele, cu siguranță vom trece peste toată. Prezența opiniei publice și-a făcut simțită puterea în tot acest parcurs, începând de la începutul anului. Trebuie să vă mai precizez cu privire la această lege a grațierii că există o decizie a Curții Constituționale din anul 2003 care stabilește că nu pot fi grațiate doar pedepsele, ci de măsura de clemență. Trebuie să beneficieze și cei care au comis anumite fapte până la data intrării în vigoare a legii. Curtea a considerat că în caz contrar s-ar introduce o discriminare între condamnați și inculpați, s-ar produce o inegalitate de tratament juridic. Iată ce zice în argumentarea Curții Constituționale. Sub aspectul incidenței actului de clemență colectivă, toți infractorii care au comis infracțiuni de aceeași categorie anterior datei intrării în vigoare a legii se află într-o situație identică, data condamnărilor definitive neavând nicio semnificație în ceea ce privește stabilirea unui tratament juridic diferențiat, întrucât acesta depinde de factori străini conduitei procesuale a infractorilor. Spre exemplu, data sub guvernul Năstase la acea vreme în Monitorul Oficial al României, partea întâi, și să beneficieze astfel de grațiere celălalt coautor nefiind condamnat din vari motive printr-o hotărâre judecătorească definitivă și nu va putea beneficia de actul de clemență, ceea ce ar conduce la o inegalitate de tratament
juridic. Este din decizia 89 din 27 februarie 2003 a Curții Constituționale. În continuare rămânem pe frecvența 97,4 FM Radio Sud. La raportul zilei este alături de noi jurnalistul Mircea Marian. Ne aflăm într-un moment în care PSD pare că face pași înapoi sub presiunea populară și PSD arată că lucrează bine cu niște consultanți izraelieni care îi învață să își schimbe strategia și să se adapteze din mers. Pe fond, eu nu cred că ei renunță la planul de a da drumul din pușcării la oamenilor, la corupților, dar pe moment încearcă să dezamorseze scandalul public. Asta este situația în această clipă. Și se uită la reacția alegătorilor și se adaptează. Aici, în această lege, se grațiau oamenii PSD-ului, fie că erau condamnați cu suspendare, fie că erau în închisoare. Și nu cred un cuvânt din ceea ce spune Dragnea că nu-l interesează și chiar vrea să evite ca el să fie vizat de aceste măsuri. Dimpotrivă, nu cred că ar vrea să ajungă la pușcărie, pentru că asta ar însemna finalul carierei sale politice. Grațierea aceasta e un plan al PSD din 2013. Dacă mi-aduc aminte, o discuta la telefon Viorel Hrebenciuc cu Dan Șova chiar mai devreme. Deci, raportul CETO este un pretext pentru ei. Și s-au folosit, sunt țări, am văzut statistici, în situații mult mai rele. Niciun caz nu cred că le pasă pe seriștilor de sancțiunile de la CEDO. Iar această lege nu privește cantitatea și numărul celor scoși din închisori, ci calitatea, adică calitatea lor de apropiat ai PSD. Nu cred că există cineva atât de naiv încât să creadă că personaje precum Șerban Nicolae sau Eugen Nicolicea sau Liviu Dragnea sunt niște umaniști care plâng de mila unor amărâți care dintr-o greșeală au ajuns și ei în închisoare și acum nu știm cum să ne facem să-i scoatem de acolo ca să nu sufere prea mult. În niciun caz. Este o lege dată cu țintă către oameni care au furat zeci de milioane de euro, nu vor să dea niciun ban înapoi și care nu vor să stea la pușcărie, pentru că e foarte trist, după ce ai furat atâtea milioane de euro, să stai cu 3-4 inși într-o celulă. După sacrificarea lui Florin Iordache, a venit și sacrificarea lui Șerban Nicolae. Pentru că e o figură antipatică, asta e realitatea, e o chestie de percepție, nu că aș avea eu neapărat ceva personal cu el, și pe strategia de imagine pe care are acum PSD-ul, retrage astfel de figuri în rândul 2-3 și pun în față niște personaje obscure, cum e Mihai Fifor. Eu cred că 90% din actorii din țara asta apar n-au cine este și ce face Mihai Fifor, care mi se pare că e președintele, noul lider de grup de la Senat, și Cazanciuc, care a fost ministru al justiției în regimul Ponta, preia comisia juridică pentru că e un tip mai moderat și nu are coeficientul ăsta de enervare, de a provoca, nu are capacitatea asta de a provoca enervarea, cum, de a irita lumea, cum avea Șerban Nicolae. 13-14. Raportul zilei. Suntem din nou în legătură directă cu dumneavoastră pe frecvența 97,4 FM, raportul zilei la Radio Sud Craiova. Așa cum bine ați auzit, opiniile jurnaliștilor sunt diferite de agenda politicienilor. Trebuie să mai spun că ieri liderul PSD Liviu Dragnea a avut o întoarcere la 180 de grade vis-a-vis de grațierea condamnaților. Liviu Dragnea a declarat miercuri că se gândește serios dacă legea grațierii mai este oportună și a anunțat că va opri proiectul legii grațierii la Camera Deputaților până în momentul în care guvernul va trimite în Parlament întregul pachet de legi ale justiției. Dragnea a mai spus că prioritatea PSD e aplicarea programului de guvernare și nu grațierea faptelor de corupție, motivând astfel înlocuirea
lui Șerban Nicolae de la șefia Comisiei Juridice din Senat și de la șefia grupului senatorial al PSD. Șeful PSD, Liviu Dragnea, de altfel a mai anunțat că a fost și senatorul Nicolae Bacalbaș a suspendat pe o perioadă de 6 luni pentru declarațiile scandaloase din plenul Senatului. Legea grațierii, am discutat despre ea, sunt convinsă că dumneavoastră sunteți cei în măsură să dați la o parte informațiile care vin către dumneavoastră, să alegeți tot ceea ce este bun. Trebuie să înțelegem că politicienii, și mai ales ei trebuie să înțeleagă, trebuie să aibă aceeași agendă ca și opinia publică, trebuie să vină în sprijinul nostru, să facă legi care să ne ajute să mergem mai departe. Trecem cu greu peste această perioadă în care se vorbește mai puțin despre investiții, investitori, facilități, economie, ceea ce se întâmplă cu fondurile europene, infrastructură, și toate lucrurile merg în zona politicului. Dar pentru că este joi și pentru că am discutat atât de aprins, eu sunt convinsă că timpul frumos de afară va aduce către dumneavoastră un weekend așa cum vă doriți. Rămâneți în continuare pe 97.4 FM Radio Sud. Colegii mei sunt sigură că vă vor aduce muzică de calitate, știri de ultimă oră, și vreau să îi mulțumesc colegului meu Andrei, care este alături de mine în fiecare zi de joi la pupitru, iar dincolo de Ciclop, întreaga echipa Radio Sud, pentru că noi suntem o echipă și suntem aici alături de dumneavoastră pentru a vă aduce cele mai bune informații de calitate și de la sursă. Vă mulțumesc mult, sunt Mihaela Mocanu și vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 13. 13.14. Antreprenoriat, educație, fonduri europene, sănătate, economie. În fiecare zi de joi ne întâlnim pe frecvența Radio Sud ca să dăm raportul zilei.